Bună dimineața și bun găsit! Mănăstirea frumoasă și-a recăpătat strălucirea de odinioară după aproape 4 ani de șantier. Restaurarea ansamblului a început în mai 2018 printr-o finanțare europeană și acum au fost reabilitate toate clădirile existente, iar Palatul pentru Femei reconstruit în totalitate după schițele originale găsite în arhive. Lucrările au costat 4,5 milioane de euro, din care 4 milioane fonduri nerambursabile. Au făcut-o foarte frumoasă, foarte, adică cum era înainte de a reabilita, au făcut-o foarte frumoasă și înăuntru și pe afară, au făcut-o foarte frumoasă. Îmi place cum au făcut-o, nu erau bănci. Cu bunul Dumnezeu s-a făcut. E cu tot altceva față de cum era. Normal, e cu tot. De altă față. Mănăstirea a fost zidită la sfârșitul secolului al XVI-lea și refăcută de mai multe ori. Actuala biserică a mănăstirii a fost construită între 1836 și 1839. Mănăstirea frumoasă a renăscut. Știm că orice nou născut este un dar de la Domnul și de aceea considerăm și înnoirea acestui locaș de închinare ca un dar de la Dumnezeu. Astfel, primul nostru gând de mulțumire se îndreaptă către Domnul și către sfinții ocrotitori ai acestei mănăstiri. A restaura un monument și a reda frumusețea și trăinicia presupune nu doar însușirea unei tehnici, ci și de o putere creatoare de a scoate la iveală acele înțelesuri adânci. Printre odoarele cele mai de preț ale bisericii se numără o icoană a Maicii Domnului purtând pe cap o coroană de aur. Icoana ferecată în argint a fost dăruită mănăstirii de doamna Ecaterina Roset, soția fostului domn al Moldovei Constantin Mavrocordat.